schimb de replici între Smiley și Tudor Chirilă. E concurentul poate câștiga Vocea României, dar am văzut foarte multe cazuri în care antrenorul a pierdut o. Scena de la Vocea României este pregătită să primească noi participanți în etapa audițiilor pe nevăzute. De la 20-30, 12 concurenți vor face tot posibilul să întoarcă scaunele și să meargă mai departe în competiție. Muzica are cel mai important rol în viața mea. În seara asta o să fac ceva ce nu a mai fost făcut la vocea României și sper să iasă bine, va spune unul dintre concurenții care vor urca pe scena de la vocea României 2024. Bătălia pentru cele mai bune voci îi va face pe antrenor să se lupte în argumente tăioase. E concurentul câștigă vocea României. Nu antrenorul. Va fi remarca lui Smiley la una dintre discuții, iar Tudor nu va intra să răspundă. E adevărat, concurentul poate câștiga vocea României dar am văzut foarte multe cazuri în care antrenorul a pierdut-o. Oricât de mult ne-am bate cu pumnii în piept că știm noi exact, se întâmplă să o mai dăm și în bară. Dar ce pot să-ți garantez eu este că sunt îndrăgostit de vocea ta, e foarte important pentru mine pentru că de aia sunt la vocea României de atâtea sezoane, caut voci care să mă inspire, cu care să-mi doresc să lucrez nu numai la vocea României, ci și dincolo de ea, îi va spune smilei unei concurente pe care și-o dorește în echipă. Dacă mesajul lui va avea succes, aflăm în câteva ore. Horia Brenciu, în lacrim la vocea României 2024 seara, nu va fi privată nici de emoții puternice pe care concurenții de pe scenă le vor trezi în antrenori. Ea a început să cânte și a fost clar pentru mine că dacă mă uit în dreapta, Horia plânge, va spune Teorose, după una dintre interpretările de pe scenă. Raluca Moldoveanu are 23 de ani și vine din Slobozia. Concurenta a participat și la I Superstar, tot la ProTV, unde a interpretat într-o manieră inedită melodia Jolie Ciocârlie. Jurații au fost cuceriți de vocea ei frumoasă și i-au acordat patru de da.